O să ziceți, oare nici astăzi la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt nu scăpăm de tensiune? Oare nu s-ar găsi o cale mai elegantă să ne rezolvăm toate dificultățile? Adevărul e că nici nu știu care subiect creează mai multe dispute în familie, cel de săptămâna trecută despre predestinare și liber arbitru sau subiectul spinos al lucrării Duhului Sfânt. Ei, marea mea dezamăgire e că uneori oamenilor le vine foarte greu să stea împreună la aceeași masă, având păreri diferite, mai ales pe un subiect ca acesta. Și e trist că uneori pe bună dreptate te poți întreba, oare credința îi desparte mai mult pe oameni decât să îi apropie, să-i aducă la oaltă, în același spirit, în aceeași trăire și simțire? Iată tensiunea de astăzi. Cuvântul sau Duhul? Ce-ar răspunde un baptist la această întrebare? Dar un pentecostal sau un carismatic? Deja suntem aproape într-o situație polarizantă, ireconciliabilă, însă, până la urmă, vedeți, atitudinile noastre sunt destul de previzibile și predictibile. Mai greu este să ieși din zona de confort. Tensiunea exact asta face. Vrea să te ducă într-un punct în care să-ți poți găsi echilibru. Să fii mai aproape și de celălalt și de ceea ce crezi tu. Să ajungi la armonie, la echilibru. Abordarea mea pornește de la o observație pe care am făcut-o la un moment dat în lectura Bibliei. Și anume, probabil sunteți familiarizați că Apostolul Pavel, din detenție de la Roma pe la anul 62, scrie 4 scrisori. Scrisoarea către Filipeni, Coloseni, Filimon și Efeseni. Ei, în 2 dintre ele, din aceeași celulă, din același spațiu mental și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, are 2 afirmații diferite, dar, din punctul meu de vedere, similare în subiectul pe care vreau să-l abordez. În Coloseni, capitolul 3, cu 16, spune așa, într-un spirit baptist, autentic, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Observați, belșug, în avuțire, plinătate. Asta e invitația pe care Apostolul Pavel, fără rețineri, ne-o face fiecare dintre noi. În Efeseni, gândiți-vă, nu cred că a uitat ceea ce le-a scris celor din Colose. Cu aceeași naturalețe ne spune, Efeseni 5 cu 18, fiți plini de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta îți creează o tresărire, cel puțin pentru noi. Pentru Apostolul Pavel se pare că nu e nicio problemă. Cu aceeași naturalețe se mișcă fie într-o direcție, fie în cealaltă. Se pare că perspectiva lui unifică mai mult decât să dezbine creștinătatea. Și aceasta e invitația pe care vreau să vă ofer în această dimineață. Gândul acesta de a putea să ne lăsăm învățați și dintr-o parte și din cealaltă. Cele două nu se exclud una pe cealaltă. Nu sunt ostile, dimpotrivă, sunt surori, prietene bune, entități complementare. Se interpretează una pe alta, se explică reciproc. Se îngemânează, așa cum ar trebui să o facă, de fapt, roada și darurile Duhului. În momentul în care cele două realități merg în direcții diferite, cumva pierdem echilibru, controlul și dinamica vieții spirituale. Nu poți să vorbești despre una fără cealaltă. Nu poți să fii plin de Duhul Sfânt fără cuvânt și nu poți să fii plin de cuvânt fără iluminarea, amprenta și experiența pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră. Sunt convins că voi căpăta trecere atât în fața baptiștilor, cât și a penticostalilor, sau voi fi repudiat de ambele tabere în această dimineață. Dar această invitație, plinătatea cuvântului și a Duhului. Sărbătoarea de azi nu ne dă voie să le desfacem, ci ne invită să le ținem la oaltă și să învățăm din această tensiune.
Poate că, de fapt, cuvântul e spiritual, iar Duhul ne aduce înțelepciune, cunoașterea Scripturilor și a puterii lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim înrădăcinați în cuvânt și energizați de Duhul Sfânt, plin de cuvânt și sau plin de Duhul. Poate că dinamica acestui echilibru fragil am descoperit-o într-un text care de fapt adresează cu tot o altă problemă. În Marcu, în capitolul 12, de la 18 la 27, în Săptămâna Mare, Iisus Hristos se confruntă cu toate instituțiile și autoritățile din iudaism. Și la un moment dat își fac apariția saducheii. Potrivit legislației leviratului, fratele necăsătorit al celui defunct avea datoria morală să se căsătorească cu văduva fără copii pentru a perpetua numele familiei mai departe în Israel. Ei, au fost 7 frați în familie și saducheii spun: acum avem o problemă teologică și logică, zic ei. La înviere, soția căruia dintre ei crezi că va fi? Ce părere ai? Uneori s-ar putea să fim șocați în mediul religios cât de cinici și de disprețuitori am ajuns. Nu știu cum ai reacționa într-o astfel de situație în viață. Dar uneori e greu să depășești iritarea de moment și te întreb cum aplici versetul acela din Proverbe: răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept, sau nu răspunde ca să nu te asemeni cu el. E foarte greu să înclin balanța într-o parte sau alta într-o situație de genul acesta. Însă ce mă șochează pe mine este capacitatea Mântuitorului de a transforma o ispită, o atitudine cinică, într-o oportunitate de învățare. Ei, cum reacționează Hristos în momentul acesta? Găsim la El adevărul ordonator al vieții noastre spirituale, care ne poate ajuta într-o zi ca aceasta. Oare nu vă rătăciți voi pentru că nu pricepeți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Dacă bine înțeleg, Domnul nu zice vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scriptura, dar nu spune nici vă rătăciți pentru că nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Observați câtă valoare și greutate are un cuvânt, o conjuncție. Conjuncția și puterea lui Dumnezeu și Scripturile țin la oaltă această realitate. Le coordonează, le păstrează într-un raport care nu-ți dă voie să le scindezi după bunul plac, după tendința comunitară sau naturală, inerțială pe care avea-o. Și atunci găsim aici adevărul care poate acoperă tot mesajul și spectrul acestei dezbateri. Fără Scriptură, experiența noastră nu poate fi încadrată sau evaluată, iar fără experiență, credința noastră nu poate fi validată. Fiecare dintre noi avem parte de experiențe, de situații, de vise și momente în care simțim că Dumnezeu ne vorbește. Întrebarea e: care e cadrul în care le verificăm? Cum le putem evalua? Cum le putem cântări? Cum putem cerne? Dacă nu ai o matrice, o unitate de măsură care să-ți verifice lucrurile acestea, cum poți să le dai de capăt în toată această experiență subiectivă în care ne trezim fiecare dintre noi? Pe de altă parte, poți să vii la biserică și să auzi de 100 și de 1000 de ori că Dumnezeu te iubește. Dacă tu n-ai ajuns la un moment dat să simți iertarea lui Dumnezeu, să simți iubirea Lui, să simți îmbrățișarea Lui, cum vei putea crede cu întreaga ta ființă un anumit lucru? Și exact despre asta vorbește lecția de astăzi. Despre această întrepătrundere, îngemânare dintre cuvântul care ne pătrunde inima și Duhul lui Dumnezeu care ne iluminează. Există o imagine superbă pe care C.S. Lewis o folosește la un moment dat și care ne poate fi de folos. El folosește imaginea cu harta și aseamănă cuvântul lui Dumnezeu cu o hartă care ne direcționează și ne orientează pe marea învolburată. Și el spune: ok, dacă ai ajuns la mare și vrei să te bucuri de apă și să faci o baie, să simți experiența și să trăiești momentul, e foarte bine. Dar, spune el, oare te-ai sui într-o barcă să traversezi de partea cealaltă cu o persoană care n-are o hartă, care nu se poate orienta? Și răspunsul e implicit. Mai mult, dacă te gândești,
trecerea de la bucuria savurării unui moment la o bucată de hârtie, poate ștearsă, poate plictisitoare, e un experiment care îți poate crea o anumită stare deprimantă. Dar până la urmă harta se bazează pe observația a sute și mii de oameni care au traversat. Cu alte cuvinte, înregistrează, tezaurizează nenumărate experiențe pe care alții le-au avut înainte. Și pe de altă parte, nu există deplasare, călătorie fără hartă. Nu te poți orienta în lumea aceasta. Mi-aduc aminte, un prieten ne povestea la un moment dat o experiență pe care a avut-o la Fuller Theological Seminary în Statele Unite, când profesorul care vorbea despre Duhul Sfânt a invitat oamenii din audiență să spună ce au trăit ei cu privire la Duhul Sfânt de-a lungul anilor în bisericile din care vin. Și până la urmă s-au conturat două realități care creează, de fapt, echilibru despre care discutăm. Unii care veneau din medii carismatice și în care se punea foarte mult accent pe experiență, pe acea revelație pe care Duhul Sfânt o aduce, au zis, mă, ne-am săturat la un moment dat de atâtea experiențe și de atâtea excese pe care le-am văzut cu ochii noștri. Pe de altă parte, persoane venind din mediul cesaționist, în care se spune că Duhul Sfânt și-a încheiat la un moment dat manifestarea asta glorioasă, spuneau, întotdeauna am avut sentimentul că ne lipsește ceva, că ne scapă ceva. Și observați până la urmă ce face excesul de experiență și absența experienței în viața de credință. Poate că traseul pe care ni-l indică Apostolul Pavel, prin plinătatea cuvântului și a Duhului, este următorul. De la literă la spirit. De la păreri la convingeri și de la cunoaștere la iubire. Întotdeauna intri într-un text, indiferent care acela, plecând de la realitate exterioară, cuvinte, la a savura o anumită stare de spirit, o anumită emoție, cu atât mai mult când vorbim despre experiența și participarea la lucrarea Duhului, în care Duhul ne iluminează, ne pătrunde. Cu toți am trăit momente în care am citit versete, texte, ani de zile și la un moment dat, într-un moment oportun, am avut parte de o anumită iluminare. Am înțeles ce vrea să ne spună Dumnezeu. Mai mult decât atât, fiecare dintre noi avem tot felul de proiecții când citim un anumit text, credem că se referă la ceva. Și traseul acesta, tranziția înspre convingeri, este un experiment anevoios. Uneori însoțit de eșecuri, de greșeli, de tot felul de lucruri pe care le întâmpinăm în viața noastră. Cu atât mai mult trecerea de la cunoaștere la iubire, la acea contopire cu Dumnezeu, cu Duhul Lui, să trăiești în permanent conștient de această prezență care te locuiește. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Avem un text care foarte bine oglindește această realitate. Coloseni, capitolul 3, versetele 16 și 17. O să mă folosesc de mai întâi de traducerea din context ortodox. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Observați darul pe care Dumnezeu îl face. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalm, în laude, în cântări duhovnicești. Observați prezența cuvântului în închinare, în adorare, în glorificarea lui Dumnezeu. Orice ați face cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Observați prezența ordonatoare a lui Hristos în inimile noastre și în mijlocul nostru. Unor ne ajută să explorăm, să ne oglindim sufletul și într-o altă traducere. Murray Harris, un comentator contemporan, oferă o traducere parafrazată exact acestui text și aș vrea să vă ofer ca să mă puteți urmări mai bine. Lăsați ca mesajul lui Hristos să fie operativ. Observați ce trebuie să se întâmple când deschizi Scriptura acasă, la grup, când vii aici.
Să simți că în inima ta și în gândurile tale se întâmplă ceva. Operativ, în inimile voastre și în mijlocul vostru. Să vă îmbogățească cu toată avuția sa. Învățându-vă și atenționându-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea posibilă. În timp ce îi cântați lui Dumnezeu cu mulțumire, din toată inima voastră, nu doar cu buzele voastre. Ce specificare frumoasă! Folosim psalmi, imnuri și cântece spirituale. În concluzie, orice faceți, prin vorbire sau prin acțiune, faceți totul în numele Domnului Iisus. În același timp, aduceți mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl pe temeiul mijlocirii lui Iisus Hristos. Observați invitația indiscutabilă pe care Dumnezeu ne-o aduce, în care se îngemânează cuvântul, revelația, realitatea, prezența tainică a Duhului în noi și în mijlocul nostru. Cred că a sosit momentul să ne întrebăm mai la concret cum arată viața spirituală, viața duhovnicească, plină de prezența Duhului. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă pentru tine să fii spiritual? Să ai parte de experiența spiritualității. În primul rând, cred că e vorba despre o viață armonioasă sau o viață echilibrată între trup și suflet, între minte și emoții, între cuvânt și experiență, credință și fapte, viață interioară și viață comunitară, între duminică și restul zilelor. Poate cel mai revoltător lucru pentru oameni care privesc la cei care vin la biserică și se închină lui Dumnezeu e momentul în care se sesizează discrepanța în comportament în restul zilelor și duminica când vii să te închini lui Dumnezeu. Cele două nu pot să fie ostile, ci cele două trebuie să conlucreze la oaltă, să existe o armonizare între muncă și viața de familie. Asta înseamnă să fii spiritual, să-ți găsești echilibru în multe alte domenii din viață. Și cuvântul și Duhul, exact asta conlucrează să realizeze în noi această experiență a întregirii. Cel de-al doilea lucru cu privire la spiritualitate este că ea reprezintă o viață integrată. Nu doar o viață în armonie, ci o viață integrată. Felul în care văd eu maturizarea, spiritualitatea, este că Dumnezeu recuperează piesele de puzzle din viața noastră și reconstruiește o identitate pe care o descoperim și cu fiecare zi, cu fiecare progres în viața spirituală, suntem mai uimiți de ceea ce face El în viața noastră. Realizăm că sunt aspecte ale sinelui nostru de care poate suntem înstrăinați, am uitat, sunt răni, traume, probleme din trecut și Dumnezeu le aduce la oaltă. Le îmbrățișează și devenim un tot unitar, acel nume pe care El ni-l scrie, așa cum zice în Apocalipsa. Și un gând atât de profund să te știi iubit de Dumnezeu la un asemenea nivel, la o asemenea profunzime. Și în al treilea rând, să fii spiritual înseamnă să trăiești o viață plenară. Înseamnă că și în viața ta interioară și în viața ta publică există un echilibru. Benedictinii au o vorbă: dacă nu e spiritual acolo unde ești, așa cum ești, nu e spiritual deloc. Nu contează că ai ieșit la plimbare, că ești în trafic, că pregătești teme pentru examen sau că ești într-o altă ipostază din viață sau gătești la bucătărie. Prezența lui Hristos este aceea și ar trebui să ne însoțească, să ne ghideze, să ne îndrume viețile. Un lucru care mă uimește cu privire la personalitatea lui Iisus Hristos și unul din motivele pentru care mi-aș fi dorit să fiu contemporan cu El e că intuiesc la El că indiferent dacă participai cu El la pescuit, dacă erai într-o călătorie, dacă erai într-o discuție pe care o avea cu cineva sau erai la sinagogă, simțeai aceeași vibrație spirituală, aceeași unitate și armonizare în viața Lui. Și poate că a fi plin de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu, exact la asta ne cheamă. Spre acea trăire plenară, deschisă, inspiratoare în relația cu semenii noștri. Credința ca împlinire și răscumpărare a umanității noastre. O viață fără contradicții, fără compromisuri, fără excese. O întrebare pe care de multe ori mi-am adresat-o este următoarea: diferiți
sau ciudați. Cum ne privim noi? Cum ne privesc ceilalți? Ciudățenia este marcată doar de o simplă diferență exterioară, vestimentară sau de alt gen, în care transmiți un mesaj deschis celuilalt că tu ești diferit de el. Diferența presupune un paradox. Te asemeni foarte mult cu ei în îmbrăcăminte, în felul în care conviețuiești, în felul în care privești, te raportezi la semenii tăi, dar ei simt că ai ceva ce lor le scapă, ce le lipsește. Și elementul acesta intrigant este cel mai frumos aspect cu privire la relevanță. Asta înseamnă să fii o comunitate relevantă. Asta înseamnă să fii relevant la nivel personal, individual. Să transmiți această ambiguitate, asemănare și deosebire. Că e ceva profund care te diferențiază. Iată câteva lucruri pe care Apostolul Pavel le consideră absolut esențiale în ceea ce ne-a spus. În primul rând, o viață al cărei centru de gravitație este Hristos. Ne surprinde că în a doua rugăciune adresată comunității din Efes spune că se roagă ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească, să ne ilumineze în așa fel încât Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință. Acum, nu știu cât de șocat ești de lucrul acesta, dar pentru o persoană care s-a întors de curând la Dumnezeu, e un lucru încurajator. Dar pentru cineva care s-a întors de 10-15 ani, rugăciunea asta pare oarecum puierilă. Dar până la urmă reprezintă esența, centrul de gravitație, de greutate al unei vieți. Că practic tot ce se întâmplă frumos vine din prezența reală a lui Hristos, care ne domină, care ne înfășoară, care ne inspiră viețile. Mai mult, înțelepciunea la care apelează Pavel guvernează toată învățarea, toată atenționarea. Fiecare dintre noi știm ce înseamnă atitudinea cuiva neinspirat care vine și îți face mustrare și atenționare. Câtă înțelepciune îți străbă în relaționare, în felul în care te raportezi la cei de lângă tine. Până la urmă, înțelepciunea înseamnă să ai informația corectă și să o poți livra, să o poți aplica la momentul oportun. E foarte greu de priceput în generația noastră în care există așa abundență și inflație cu privire la informație, să înțelegi că, de fapt, înțelepciunea înseamnă această suprapunere aproape perfectă dintre ceea ce știi și ceea ce faci. Integrarea minții cu inima, a cântării și învățăturii, a sensibilității și reflecției, etosul comunitar, complexitatea exercițiului închinării la care ne cheamă Apostolul Pavel. După cum spunea cineva, oricine, oriunde și în orice este răspunsul natural și corect la Domnia lui Iisus Hristos. Ceea ce am spus fiecare dintre noi în apa botezului, că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor, trebuie să se reflecte la firul ierbii, în decizii financiare, în felul în care îl respectăm pe cel de lângă noi, în raportarea la colegii de echipă, la subalterni și așa mai departe. Oriunde, oricine, în orice, e răspunsul natural la Domnia lui Hristos. Poate că măsura plinătății nu e dată de numărul de versete memorate, ci metabolizate. Felul în care lucrurile astea ne ajung la inimă și din inimă curg înspre ceilalți prin acțiunile, prin faptele, prin vorbele, prin îndemnurile pe care le aducem. Oare ce ar trebui să facem pentru a experimenta simultan plinătatea cuvântului și a Duhului? Ne simțim trași când într-o parte, când în alta, în funcție de contextul din care provenim. Și uneori preferăm să stăm detașați în extrema noastră favorită, decât să venim să dăm voie Duhului lui Dumnezeu să le îngemăneze în viața noastră. Poate că practicarea câtorva discipline spirituale ne poate ajuta, ne poate fi de mare folos. Prima pe care o văd utilă este contemplarea. Contemplarea este opusul citirii compulsive a Scripturii. E adevărat, un capitol, trei capitole din Scriptură pe zi este o limită rezonabilă. Dar uneori e suficient să
îți simți inima atrasă spre un anumit text, spre un anumit cuvânt, uneori spre o anumită expresie și să închizi ochii să te poți gândi. Cu toți am trecut prin momente în care am bifat, că am citit și dacă ne-am întrebat la sfârșitul zilei sau dacă cineva ne-a oferit o provocare, ok, cu ce ai rămas? Atunci realizăm că, de fapt, e destul de greu să poți să spui, să aduci ceva. Și contemplarea la asta se referă, în primul rând, la răgaz. Se referă la a-ți calibra un moment de liniște pe parcursul zilei, în care să te poți gândi, să te poți odihni, să te poți retrage. Pe unii ajută, poate, memorarea, pe alții ajută, poate, un anumit citat inspirator, pe alții poate ajută o deplasare undeva în natură și lista ar putea continua. Trebuie să-ți găsești ceea ce ți se potrivește, în așa fel încât mintea și emoțiile tale să fie conectate, întrepătrunse cu această realitate a cuvântului. Nu lectura grăbită, observați, asistăm poate și în mod spiritual la un fel de înclinație spre fast food, în loc să rămânem la slow food și la experiența de a savura Scriptura Cuvântului Dumnezeu pe care îl citim. O a doua disciplină care echilibrează viața noastră interioară este comunitatea. Cu toții am trăit momente în care am venit la biserică și, deși poate n-am avut chef să venim, am realizat că aici se întâmplă ceva. Fie la final am plecat mult mai liniștiți, fie am avut parte de o anumită revelație, fie de o anumită interacțiune, dialog, o simplă întrebare tangențială care a avut efectul nebănuit pentru viața noastră interioară. Și cum ne-am putea echilibra subiectivitatea decât în dialog, în echilibru, în comunitate, în trupul lui Hristos? Și o a treia disciplină este comuniunea. Pentru mine reprezintă punctul culminant în care trăiești conștient de prezența lui Dumnezeu. Cei care suntem din mediul evanghelic ne aducem aminte de un anumit tip de rugăciune care se repeta în închinările publice. Doamne, te rugăm să fii prezent. E o contradicție. Dumnezeu este omniprezent. Este prezent cu noi și când plecăm la muncă și când suntem la biserică. Păi problema nu e la Dumnezeu. Problema e la noi. La acel grad de conștientizare, de pregătire, de sensibilizare pentru momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Asta e adevărata problemă în perioada agitată pe care o traversăm. Și această comuniune din nou ne aduce înspre noi, înspre a conștientiza prezența binecuvântată a lui Dumnezeu. Sunt curios ce părere aveți de următoarele cuvinte. Câtă vreme am ochi, am nevoie să văd. Câtă vreme am urechi, am nevoie să aud. Câtă vreme am creier, am nevoie să gândesc. Și câtă vreme am o inimă, am nevoie să simt. Observați ce echilibru desfășoară. Pe scurt, câtă vreme sunt om, am nevoie de alții, de o altă ființă umană și de această lume. Sună frumos, provocator. Marea problemă e cel care spune aceste cuvinte. Este vorba despre Karl Marx. Am fost șocat. S-ar putea ca unora să vi se pară nepotrivit ca la închinare să mai aduce aminte de așa ceva, mai ales dacă suntem cât de cât familiarizați cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dar observați că până la urmă e vorba de aceeași nevoie, de aceeași năzuință care zace în fiecare dintre noi. El și-a dorit așa ceva. Și întrebarea e dacă noi nu putem construi în comunitate un asemenea etos, o asemenea cultură. Și suntem creația Dumnezeului Triunic. Un Dumnezeu creator, mijlocitor, răscumpărător, Duh Sfânt care ne locuiește. Cum să nu avem resurse, discipline, care să ne susțină în acest demers, în a îngemăna plinătatea cuvântului și plinătatea Duhului. Și observați la Pavel, le găsim pe toate, la oaltă,
să locuiască, să se odihnească unii pe alții, încurajați-vă și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus. Nu mă pot apropia de încheiere fără să fac referire la alte două texte, tot din Efeseni. În Efeseni 3:19, așa și încheie Apostolul Pavel rugăciunea. Enorm de mult îmi răsună în inimă, în gândire, acest discurs al lui Pavel, această rugăciune, apogeul rugăciunii sale. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Observați trecerea de la cunoaștere la iubire, la o stare, la o realitate, la o îmbrățișare, care, așa cum zice Apostolul Pavel în Roman, nu înșală, ci e o speranță care ne ajută și ne încurajează pe fiecare. În 5:18 Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Câteva observații, nu știu dacă v-ați gândit la ele, verbul este la modul imperativ, e poruncă, plinătatea e poruncită. 2. Imperativul e la plural. Cu alte cuvinte, implicația e universală. 3. Diateza e una pasivă. Sensul ar fi, lăsați-vă să fiți umpluți de Duhul Sfânt. Și 4. Timpul este prezent. Surprinde o continuitate. Haideți să vedem care sunt implicațiile practice ale plinătății Duhului din aceste observații. În primul rând, plinătatea nu-i opțională, ci obligatorie. Să nu-i dai curs înseamnă să te încarci cu un păcat. Șocant. 2. Nu-i un privilegiu al unei elite sau caste superioare, ci o oportunitate pentru absolut fiecare persoană. Fiecare poate. Fiecare este chemat. Fiecare ar trebui să-și dorească plinătatea Duhului lui Dumnezeu. 3. Dacă e la diateza pasivă, nu ține de sforțări, de abilitățile tale, ci de receptivitate, de sincronizare cu ceea ce vrea Dumnezeu, cu ceea ce urmărește. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să fim buni detectivi și să fim atenți la ce urmărește, la ce intenționează, ce oportunități aduce în viața noastră pe parcursul unei zile Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, nu e vorba de o experiență singulară, ci de misterul zilnic, continuu, al cooperării noastre. Este o taină continuă în care suntem invitați să pășim, să lucrăm, să trăim. Când am fost în seria Crezu aici la Via, am predicat tot despre Duhul Sfânt, mi s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am mai trăit în experiența pastorală. În timp ce pregăteam mesajul, am trăit așa un moment de căință, un amestec foarte ciudat de vinovăție, de încurajare, că nu m-am încrezut vorbind despre a treia persoană din Sfânta Treime care vine și sălășluiește în tine. M-am simțit rușinat că nu m-am încrezut și nu m-am bazat mai mult, nu m-am lăsat pe mâna Duhului Sfânt în experiența vieții. Să dau dovadă de mai multă încredere, liniște în anumite situații de viață. Iată câteva concluzii personale pe care aș vrea să vi le ofer la final. Pentru mine, cu cât ești mai plin de cuvânt și de Duh, cu atât semeni mai mult cu un original. E ciudat. Dar plinătatea Duhului nu înseamnă ștergere, uniformizare, scoaterea ta din elementul acela autentic care te caracterizează, ci pur și simplu Duhul Sfânt îți dă culoare. Dacă Dumnezeul creației și Dumnezeul răscumpărării, poate ar trebui să vedem aceleași nuanțe, aceeași coloratură pe care o vedem în natură și în biserică. În experiențele, în manifestările, în darurile, în lucrurile pe care ceilalți le aduc în închinare de dragul celorlalți. Aduceți-vă aminte, oamenii care v-au încurajat cel mai mult au fost oamenii autentici.
A rămas surprins la un moment dat de ceea ce spunea preotul Paul Siladi. Apropierea lui de slujirea aceasta a venit prin niște oameni marginali. Oameni care au împărtășit anumite lucruri și care l-au ajutat să-și descopere această vocație. Pe data de 20 noiembrie 2011, sunt puține date pe care mi le-am notat în Biblia mea personală, am luat parte la un eveniment în care eram invitat și la un moment dat cineva a citit un verset care n-avea nicio legătură cu eveniment, cu sărbătoare, cu ceea ce se întâmpla acolo. Este vorba de textul din Fapte 1 cu 1, cuvintele introductive. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început să facă Iisus și să învețe pe oameni. Nu știu pentru câți a avut acest verset vreo noimă, vreo însemnătate, dar am simțit un fel de adresare personală nemai întâlnită din partea lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a petrecut un lucru șocant. Am putut să-mi îmbrățișez anumite părți din trecut față de care aveam o anumită reținere. În al doilea rând era o încurajare cu privire la continuitatea lucrării lui Dumnezeu. Și în al treilea rând era vorba de această armonizare dintre cuvânt și faptă la care mă cheamă, la care ne cheamă Hristos. Nu uita, amprenta distinctivă a Duhului este această originalitate, autenticitate pe care o aduce în viața ta. Doi, cu cât ești mai plin de Duh, cu atât adierea lui Hristos va fi mai palpabilă, mai sesizabilă. Poate merită o distinție aici. Nu e vorba de agresivitatea, numărul de versete fluturate, ci vorba de o anumită liniște, de o anumită adiere pe care o lași. Știi cum sună pentru tine să spună cineva, după ce am povestit, m-am dus acasă mai liniștit. Am simțit că mă însoțește ceva. Vedeți, lucrurile de care ești plin nu pot să nu iasă în afară. Dacă ești pasionat de fotbal, cum să nu vorbești zilele astea despre așa ceva? E destul de natural, plinătatea cam pe linia asta ar trebui înțeleasă. E ceva care te preocupă și care răzbate în mod firesc, natural, înspre ceilalți, înspre cei care ne înconjoară. Și în al treilea rând, cu cât ești mai plin de Hristos, cu atât prețuirea ta pentru oameni va crește. Acolo e barometru. În prețuirea, sensibilitatea, altruismul, orientarea ta înspre oameni, gentilețea, grația cu care îți tratați, felul în care se simt respectați cei de lângă noi. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt și de Cuvântul Lui care operează, care devine operativ în inimile noastre. Poate că tot ceea ce am auzit astăzi poate fi încadrat, adunat în următorul gând. Dacă măsura plinătății cuvântului e metabolizarea, măsura plinătății Duhului este discernământul. Duhul Sfânt îți ascute gândirea, te învață să judeci, să cântărești. Plinătatea cuvântului merge spre periferie, spre acea întrecire și frumusețe conlucrătoare în viața noastră. Am întâlnit nenumărați tineri care au trăit, au crescut în medii foarte raționaliste, în care Biblia era abordată, citită de o manieră abstractă. Vă dați seama că au mers exact în cealaltă extremă în momentul în care au plecat la școli. Sau invers, oameni care au avut parte de atâtea experiențe încât au simțit că le lipsește stabilitatea, cadrul de referință. Ce-ar fi să încercăm să ne echilibrăm viețile? Să căutăm metabolizarea și discernământul, dreapta judecată în comportamentul nostru. Merită amintit la final că această poruncă de a fi plin de Duhul lui Dumnezeu este urmată de 4 indici de calitate. De la Efeseni, capitolul 5, versetele 19 la 21. Vorbiți, cântați, mulțumiți pentru toate lucrurile, supuneți-vă unii altora. Cea mai ciudată e supunerea. După aia se vorbește despre supunerea în familie. Dar până la urmă Pavel spune, îi o atitudine practicată. Trebuia să vorbesc în această serie despre acest subiect, însă am ales să mă concentrez pe subiectul despre plinătatea cuvântului și a Duhului. E un subiect
extraordinar de incisiv și de provocator. Cum înțelegi respectul, limita pentru autoritate? Cum înțelegi acea supunere benevolă de dragul celorlalți în comunitate? În original, Pavel folosește 4 participii care s-ar traduce nu prin imperative, nu-i greșit că fratele Cornilescu o face în felul ăsta, ci prin gerunzii. Vorbind, cântând, mulțumind, supunându-vă. Observați, e realitate care curge, care până la urmă se verifică. Le ai sau nu le ai? O singură întrebare la final. Care din ele îmi lipsește cel mai mult dintre cele 4? Care atestă până la urmă prezența, plinătatea divinității? Maturizarea ne scoate din zona exclusivistă de confort a rațiunii sau experienței. Așadar, întrebarea la final, oare ne-am conștientizat tendința naturală, inerțială? Și ce suntem dispuși să facem în privința asta? Soluția nu este cuvântul sau Duhul, ci înrădăcinarea în cuvânt și energizarea Duhului. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. De la literă la spirit. De la păreri la convingeri. Și de la cunoaștere la iubire. Acesta pare să fie traseul verificabil al plinătății divine. Metabolizare, încredințare, înrădăcinare și contopire. Fiecare dintre noi face o călătorie inversă față de ceea ce știe sau posedă. Cuvântul are nevoie de validare în experiență. Experiența are nevoie de confirmare în revelația sacră. Poate creștinul de azi să îngemâneze atât metabolizarea, cât și discernământul, înrădăcinarea și pasiunea. Înavuțiți de cuvânt și copleșiți de Duhul Domnului. Mai știm noi să trăim de o asemenea manieră, delectare și bucurie. Cuvintele Mântuitorului înainte de a pleca la cruce și spre înviere. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Și dacă nu mă duc eu, Mânghietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, Mânghietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.